educație. Pentru că tot vorbim acum de comunități dezavantajate, aduc în discuție și proiectul de ordonanță de urgență care propune decontarea integrală a navetei elevilor. Este bine cunoscut faptul că odată cu plafonarea decontului navetei în 2013, abandonul școlar a crescut în mod semnificativ. Credem că o măsură îndreptată împotriva plafonării decontului este implicit și o măsură prin care putem aduce corective și la acest proces îngrijorător de abandon școlar.